Salutare, prieteni, sunt Mr. Eric și iată, în această dupămasă am semnat un contract profesionist cu echipa campioană a României CFR Cluj. Așadar, iată, am semnat cu această echipă și, bineînțeles, ne dorim foarte mult să ducem această echipă în grupele UEFA Champions League. De fapt, acesta este și obiectivul principal, să ducem campioana României CFR Cluj în grupele UEFA Champions League. Toți știm că CFR Cluj este campioana ultimelor 5 sezoane și știm că beneficiază de niște jucători de mare valoare, jucători foarte experimentați. Iată, dragi prieteni, și prezentarea mea la echipa de club CFR Cluj, campioana ultimelor 5 sezoane. Așadar, iată, am semnat cu această echipă și, bineînțeles, obiectivul meu și al staff-ului meu este să ducem această echipă în UEFA Champions League. Să vedem așadar în ce competiție am putea să începem acest sezon, o competiție amicală, adică niște amicale în presezon. Iată, ne atrage această competiție, European International Cup, iată, cu premii de până la 3,8 milioane de euro. Eu zic că arată bine această competiție și ne-am băgat în această competiție amicală. Să-i dăm drumul așadar, dragi prieteni, să cunoaștem un pic echipa. După cum văd, echipa este un pic îmbătrânită, într-adevăr, acolo avem o linie de fund formată din Camora, Grahova, Zburcă și Mania. Bine, în poartă este Otto Indrik, un portar de viitor, un portar de mare calitate, pe care am putea să-l folosim în meciurile de campionat, dar e un pic, părerea mea, un pic prea tânăr, deci s-ar putea să începem prin aducerea unui portar la această echipă. Am văzut acolo în fața defensivei este Ajay Boateng, un jucător foarte bun, un jucător de foarte mare calitate. La linia de mijloc îl avem pe Bordeanu și Deac și, bineînțeles, atacul Omrani, de Beliuc și Petrila. Petrila, un jucător extraordinar de bun, iar după părerea mea, pe care echipa se poate baza în acest sezon și zic că nu. Deci pe acel flanc nu va trebui să transferăm jucător, dar îl avem și pe Omrani în cealaltă parte, pe celălalt flanc. Părerea mea că și Omrani un jucător excelent, dar Gabi de Beliuc este și el un jucător bun, dar totuși trebuie să ridicăm un pic nivelul la CFR Cluj și părerea mea că ar trebui să aducem un atacant nou și, bineînțeles, locul lui Bordeanu ar trebui să aducem un jucător un pic mai tehnic, un pic mai de viteză. Bordeanu este un pic genul de fotbalist mai lent și zic că ar fi cam complet dacă am reușit aceste 3 transferuri. Deci ar trebui să transferăm în primul rând și un portar, deoarece am spus că Indrik e un pic, nu este foarte matur, dar ne trebuie și un portar și un atacant și în locul lui Bordeanu să mai aducem un mijlocaș mai rapid și un mijlocaș mai un pic mai în forță, mai puternic. Mergem așadar să vedem și bugetul de transferuri, bugetul nostru de transferuri fiind de 3 milioane de euro. Bineînțeles, bugetul de transferuri nu ne permite să transferăm jucători pe bani, așadar vom încerca să aducem jucători liberi de contract și jucători de cât de cât valoroși, dar liberi de contract, pentru că suma de transferuri pe care ne dispune clubul nu este foarte mare și așadar suntem obligați să aducem jucători liberi de contract. Da, iată, după ce am analizat lotul, mergem așadar și căutăm un portar. Un prim jucător pe care vrem să-l transferăm este vorba despre un portar. Să vedem la agenți ce găsim. Chiar acum dăm la free agent. Să vedem la postul de portar. Să vedem. Practic îl avem pe Stefan Marinović, un jucător, iată, un jucător interesant. Să vedem la reflexe 69-79, reacții 64-74. Da, tot ar fi un jucător mai cu experiență decât Otto Indrik. Să mai vedem Peter Sapanos, maghiar Sapanos. Nu, rămânem așa un pic. Hai să încercăm să vedem dacă putem să-l aducem pe Stefan Marinović. Întrebăm puțin despre el, să vedem, ne interesăm de acest portar. Totuși are 29 de ani, ar fi un portar mai cu experiență și ar fi bun pentru nivelul ligii întâi. Hai să vedem dacă reușim să transferăm acest portar și, bineînțeles, un prim jucător care ar veni la CFR Cluj sub comanda mea. Dacă nu am reușit acest transfer sau să vedem cum vor decurge aceste negocieri,
Stefan Marinović, deci până la urmă negociem cu acest jucător, rolul în echipa noastră ar fi un rol important pentru că ar deveni titularul echipei noastre, indică ar trece pe banca de rezerve. Iată, agentul lui ne propune un contract pe 2 ani. Da, ok, acceptăm această propunere a agentului său. 2 ani de zile, să ne bazăm pe Stefan Marinović. Să vedem, îi punem o clauză de reziliere de, hai să zicem, 500.000 de euro. Mai mult pentru Liga 1 la Marinović nu tare aș oferi. Da, este ok, acceptă 500.000 de euro și să vedem. Da, salariul pe care ni-l propune agentului e 4.000 de euro. Eu, sincer, sunt de acord cu acest salariu la acest portar. Deci, practic, toate ca toate, dar iată, am reușit să-l transferăm pe Stefan Marinović. Batem palma cu acest goalkeeper în vârstă de 29 de ani. Și sincer, eu zic sincer că să vedem dacă, eu zic că e un transfer foarte bun și să vedem dacă va da randament în echipa noastră și să vedem cum va apăra. Așadar, da, hai să vedem până la urmă și totuși are și un overall rating probabil de 67, hai să vedem mai exact. Da, are 68 Stefan Marinović, deci practic am reușit un transfer destul de bun. Vine locul lui Bălgrădean, de Bălgrădean ne vom despărți. Da, vine Marinović ca și titular la CFR Cluj, un portar, eu zic, care poate să dea randament bun în echipa noastră. Mergem așadar mai departe, căutăm și un atacant, bineînțeles, mergem tot la agenți, pentru că, nu, cum am spus, nu putem să transferăm pe bani, avem un buget destul de micuț, de 3,3 milioane de euro și deocamdată vom încerca să transferăm doar jucători liberi de contract. Da, continuăm așadar prin aducerea unui atacant, pentru că am zis că avem nevoie și de un atacant, mergem acolo la agenți să vedem cam ce am găsit pe la agenți. Ia să vedem noi la... ca atacant îl avem acolo pe Denis Alibek. Ține minte că Denis Alibek a jucat la CFR Cluj și tare a făcut mare lucru. Deci Alibek îl excludem în acest moment. Stavros Georgiou. Ia să vedem, un jucător tânăr de doar 16 ani. Nu. Nicolas Kautsakos. Nu, nici asta. Martin Adam, maghiar, iată, un nou maghiar. Da, acesta este atacant. 26 de ani, nu. Mitchell Duck. Iată, un jucător destul de interesant, fii atent acolo. Jumping 87, 97, stamina 83, 93. Excelent. Putere 82. 92. Sprintul, viteza 76, 86, accelerarea 75, 85, puterea șutului 66, 76. Da, un jucător destul de interesant, 30 de ani. Sincer, un atacant cu experiență, un atacant care ne-ar putea ajuta să câștigăm campionatul pentru a șasea oară la rând. Sincer, hai să ne interesăm și de acest atacant. Are 30 de ani. Să încercăm să-l transferăm, bineînțeles. Hai să vedem, vor începe negocierile pentru acest atacant. Rolul lui în această echipă, unul important, bineînțeles, pentru că îl vreau și pe el ca să facă parte dintre titularii echipei noastre, bineînțeles. Sincer, pe 2 ani de zile aș vrea să semn cu acest jucător, cu Michael Duck. 2 ani de zile. Clauza de reziliere nu lăsăm fără clauză, pentru că mergem mai departe. Bine, salariul oferit va fi de... să încercăm să îi oferim 10.000 de euro și un 20.000 de euro la semnătură, pentru că totuși suntem campion în România și dacă vom oferi și un pic salarii mai mari, și jucătorii vor da un randament mai bun și, bineînțeles, vor ști că sunt la campiona României. Da, iată, până la urmă ne înțelegem, batem palma și cu Duck, cu Michael Duck, ne-am adus și atacant, până la urmă a arătat foarte bine din detaliile pe care le-am văzut despre acest jucător, dar să vedem cum va arăta și în teren, pentru că în acest turneu amical voi avea ocazia să joc toți jucătorii și să-i analizez, bineînțeles, și să vedem cam în ce stadiu se află echipa mea la nivel de pregătire. Da, și am reușit și să rezolvăm și problema atacului. Avem, bineînțeles, mai vreau să aduc un mijlocaș, cum am spus, în locul lui Bordeanu, dar m-am uitat un pic pe echipă. În locul lui Bordeanu l-avem pe Sigur Ionson, care probabil mă face să mă răzgândesc și
cred că îl voi folosi pe Sigur Ionson în locul lui Mihai Bordeanu. E un jucător mult mai talentat, un jucător mai tehnic, un jucător foarte bun, un islandez venit în România și care face chiar meciuri foarte bune. Așadar, rămâne în locul lui Bordeanu. Bordeanu va trece pe bancă și Sigur Ionson va fi în linia de centru cu Deac. Acolo mai în spate e Boateng și, bineînțeles, linia de fund Camora, Grahovac, Burcă și Manea, o linie de fund excelentă. Marinovic în poartă și, bineînțeles, avem și atacul format din Omrani. Va fi format din Omrani, Duc și Gabi de Beliuc. Duc și Petrila. Acesta este echipa cu care, bineînțeles, eu voi ataca acest sezon de Liga 1 și, bineînțeles, dacă sezonul ăsta vom avea Conference League, vom vrea să intrăm în această grupă. Iar obiectivul e titlul și în sezonul viitor să accedem în grupele UEFA Champions League. Dar echipa arată destul de bine. Eu zic că nu mai prea avem nevoie de transferuri. Și vom începe așadar meciurile amicale. Să-i dăm bătaie, așadar pornim cu această echipă la drum. Avem, iată, un turneu amical în care sunt echipe precum Bodo Glimt, Kayserispor, Viteze. Iată, echipe destul de bune, cu care chiar ne putem pregăti foarte bine pentru noul sezon, în care obiectivul este titlul, iar sezonul viitor este vorba ca echipa noastră să forțeze accederea în grupele UEFA Champions League. Dragi prieteni, cam asta a fost pentru astăzi. În episoadele următoare vom avea și debutul în Liga 1 și, bineînțeles, vom avea meciuri în grupele UEFA Conference League. Rămâi alături de mine să încercăm împreună să ducem această echipă spre un nou titlu și, bineînțeles, să accedem în grupele UEFA Champions League. Dacă ți-a plăcut acest video, te rog frumos să-mi dai un like și, bineînțeles, un subscribe. Nu uita să apeși și clopoțelul. Stai o zi minunată în continuare. Salutare!